Cum zice Marc? Hei, bună! Nu? Nu vezi școala de la mamaie? Nu, de la Seli. A, de la Seli, de la școală, de la Seli. Nu vezi blocul mamaie? A, de la mamaie nu vezi școala lui Seli. Am înțeles acum, da. Ia să vedem. Hai, dragă, că aștept, nu mă grăbesc nicăieri. Am plecat până la poștă, că trebuie să iau ceva și sper să nu prind pauză. Este 12:22. Sper să nu fie pauză. La noi la poștă au programul tare, tare scurt. De la 10 până la 3, parcă, sau de la 9 la 3, nu mai țin minte exact. Dar din câte știu au modificat că nu au angajate. Înainte era până la 4 jumate sau 5. Dar acum au modificat că nu au decât o singură angajată și na, e greu să stai atâtea ore, probabil, să lucrezi cu publicul. Nu e ușor, în niciun caz. Și probabil de aia a făcut un program mai scurt. E cam rece la noi, sunt 18 grade, dar bate un vânt rece. Dacă n-ar bătea vântul, ar fi cald. Că în momentul în care nu bate vântul, e chiar fain, plăcut. Dar bate vântul ăsta urât. Și mi-e frig. Și mi-am luat doar o bluză. Și în casă stăteam așa și mă gândeam, ziceam, băi, aș vrea să-mi iau sacou sau geaca de piele, dar lasă că sigur mor de cald. Că dacă am vorbit cu mama la telefon și ea mi-a zis că era afară la tricou, îi zic, tași că să-mi fie cald și în bluza asta. Dar nu toată lumea suportă la fel. Eu de obicei sunt mai friguroasă. Eu și acum mă învelesc cu plapumă sau cu pătură, deci... Mamă, dar ce au ridicat ăștia blocurile, frate, când mă uit acum mi se pare atât de ciudat că acest câmp era gol și când văd blocurile astea unul lângă altul, cât de frumos se poate vedea și le-a făcut chiar fain, astea sunt mai faine, deci astea sunt mai faine decât asta, asta e urât, nu-mi place, dar astea chiar faine. Uite și un avion. Da, mama. Cine stă acolo la ultimul etaj și-a făcut... De fapt și-a făcut, are o terasă foarte mare, vezi, uite, unii și-au pus copăcei din aia. Păi, de mine, eu cred că dacă aș sta la etajul ăla, că oricum stau la etaj mare, dar dacă aș avea și terasa aia deschisă, bine, că n-aș lăsa-o deschisă, că n-aș avea încredere cu Marc. Eu am o problemă, mi-e frică. Și cu Selena. Și ea niciodată nu știi când se uită, se apleacă și Doamne ferește. Dar e fain să stai la ultimul etaj și să ai terasa aia așa de mare. Poți să stai la plajă, îți pui șezlong, îți pui balansoar din ăla. Adică poți să faci multe chestii, că terasa aia de sus e mare. Și ai să-ți pui. O să mergem și la partea, acum ne grăbim. Ce frumos se vede tot așa cum am verzit. Foarte frumos. Ce faci, Marc? Te-ai lipit de mașină? Hai, hai să mergem. Hai că mai avem câteva blocuri și ajungem la poștă. Mini plângea tare să o iau și pe ea afară, dar chiar nu mă descurc pentru că aveam și gunoiul. Păi și cum? Filmez și merg așa pe mut să nu vorbesc? Și că mama nu mai vorbi, filmează. Uite și ăsta e drăguț blocul, dar parcă celelalte sunt mai faine. Și aveam și gunoiul, aveam de cărat și lucrurile lui Marc și s-o avut și pe ea în soțin cu lesa, că dacă îi dau drumul și nu o țin în lesă, s-o țin așa din scurt și o las liberă, latră și face atât de urât în scara blocului. Hai de sus! Și mi-a fost milă de ea, dar după ce merg la poștă o să merg la parc și după aia vin să o duc și pe ea la plimbare un pic. Și o să o scot un pic și pe ea la plimbare, trebuie să și gătesc. Trebuie să fac și prăjitura aia cu căpșun, că nu am reușit să o fac aseară și azi de dimineață fă curadă cu aspiratorul, bagă la spălat, întinde, împachetează, rufe, strânge, spală vase și uite că a trecut timpul. Am făcut și o baie pe cap, am vrut aseară să fac baie pe cap, dar n-am reușit că s-a făcut târziu.
Și apropo, mai încolo, da, acolo e parcul. Și apropo, Marca seara a dormit la ora 8. Nu mi-a venit a crede. Da. Și de aia nu am mai reușit să fac nici prăjitura, că s-a făcut târziu, până am mai învârtit-o până acolo, s-a făcut târziu să fac baie și pe cap și trebuia să mă pun cu el, nu umed de tot, dar aproape umed, că ți-am zis că am treabă la poștă după aia. Am un păr atât de ciudat, uite așa cum am insistat o grămadă cu feonul să-l usuc și nu mi s-a uscat în totalitate și cred că și de asta mi-e puțin frig. Ai uitat avionul, e treaba ta, ai luat și mărgele, ai luat și bicicletă după tine, tu crezi că luăm toate? Azi că mai ieșim o tură mai târziu. Haide! O să mai ieșim mai târziu în cotură și luăm avionul. Haide! Tu crezi că eu mă mai întorc atâta drum ca să mă să iau un avion, Marc, și să mă întorc înapoi la parcul ăsta? Haide! Cocobau! Hei, ce faci? Ce face Marc acolo? Cu ce se joacă? Cu cocodi? Păpădi, mă! Așa, nu cocodi, păpădi. Nu mai vrea să plece de aici. I-am zis să mergem să-l ia pe Bogdan să meargă la parc, să fac și eu treabă și să fac de mâncare. Dar nu vrea, vrea să stea la parcul ăsta, ci că să termine toate păpădiile. A, bravo! Hai să mergem, hai să te șterg mai întâi pe mâini. Aici, dragă, te șterg pe mâini. Te juca cu păpădiile alea, poate a făcut câinii pipi pe ele. Haide! Ei, nu, știi tu! Hai! A ridicat și coletul de la poștă. Și o să vă arăt acasă ce am primit. Este vorba despre o colaborare. Mi-am pus un pahar cu limonadă. Și am pus niște semințe de chia. O să le las să se hidrateze. Și am pus niște cartofi la fiert. Am văzut o rețetă pe internet și o să vă arăt și vouă pas cu pas cum fac cartofii. Poate vă dau și vouă o idee de a mai găti. Așa mă mai uit și eu pe internet să mai aflu câte ceva, să mai îmi vină idei. Am pus sare și acum o să le pun un capac să fiarbă mai repede. Apoi se scot cartofii, se topește untul, din câte am văzut, se pune usturoiul, parcă, nu mai țin minte exact, dar o să mă uit din nou pe rețetă și o să vă arăt, să vedeți și voi cum fac. Am fiert cartofii până intră furculița în ei, să nu se facă nici genul ăla de cartofi, să zic eu, foarte fierți. Și acum o să pun tigaia la încins. Voi pune ulei de măsline și unt. Am pus untul și acum voi pune sare, piper. Am pus și boia dulce. Acum fiecare pune după gust. Unii mănâncă mai sărat, mai piperat, mai ce știu cum. Și vom amesteca totul. Acum depinde și de cantitatea de cartofi pe care o aveți. Poate aveți cartofi mai mulți sau mai puțini. În funcție de asta puneți și voi untul, uleiul. Am tocat mărunt, usturoi și pătrunjel și acum voi pune usturoiul. Normal, usturoiul trebuia pisat, dar eu n-am avut răbdare și nici timpul necesar, așa că l-am tocat mărunt. Acum voi adăuga cartofii. Îi voi scurge de zeamă. Rețeta asta trebuie făcută cu cartofi noi. Unii cartofi care au fost mai mitite i-am lăsat așa cu... i-am lăsat întregi, i-am curățat de coajă. Dar unii au fost mai mari și i-am tăiat în patru. Ce bine miroase! Chiar nu știam ce să mai gătesc și dacă am văzut rețeta asta pe Facebook, am zis hai să o încerc, să vedem cum este. Acum mai lăsăm așa, la foc mic și tot amestecăm. Apoi adăugăm pătrunjel,
Am văzut că sunt rețete care adaugă mărar. Dar mie asta mi-a plăcut mai mult cu pătrunjel. Să punem pătrunjelul. Eu nu am mozzarella din aia la calup, stil cașcaval. Am mozzarella din aia în zeamă și aia mă gândesc să o iau, să o dau pe răzătoare și să o pun deasupra. Sau aș putea să pun parmezan în loc de mozzarella. Nu știu, o să văd acum. Sper să mănânce Marc. Selena cu siguranță va mânca. Și acum voi mai gustați, dacă aveți nevoie să puneți piper, sare. Am zis să împărtășesc cu voi această rețetă, poate voi poate ați și făcut-o, eu n-am făcut-o niciodată. Și am zis că poate vă mai dau și vouă câte o idee. Și mai târziu voi face plachie, sau plăchie, nu știu exact cum se numește, cu pește, baby herring. Am văzut o rețetă, de fapt mai multe rețete de plachie pe internet cu baby herring. Le-am scos la dezghețat și vă voi arăta și la pește. Când îl voi face. Am adăugat pătrunjelul și încă puțin unt, că mi s-a părut că nu mai e așa de zemoasă. În rețeta arăta cum că ar fi și ar mai avea zeamă, făcut din unt, condimente și ulei. La mine nu mai are, dar bine, nu mă deranjează și dacă este așa. Eu am adăugat puțin parmezan și voi mai adăuga. Are gustul exact cum sunt cartofii țărănești fierți cu pătrunjel, deci și se simte aroma de usturoi, sunt foarte bun la gust. Mă gândesc că mozzarella face totul când o pui. Eu o să pun niște parmezan. Aici am avut parmezan la o bucată și l-am dat eu prin robot. Așa că acum voi pune și mozzarella și imediat sunt gata de mâncat. Am pus și mozzarella și miroase atât de bine și are gustul atât de bun. Să o încercați și voi dacă n-ați încercat-o până acum. Este foarte, foarte gustoasă. Cred că dacă aveam mozzarella din aia care nu era așa în zeamă, stil cașcaval, aia se făcea mai fain, se întindea mai fain, dar e bun și așa. O bunătate rară. Și parmezanul pe care l-am adăugat, nu vă mai zic. Puteți să luați și mozzarella gata tăiată la pungă. Gata tăiată, gata rasă. Mamă, ce bine arată! Am terminat de mâncat și cu mâna pe inimă vă spun că sunt cei mai buni cartofi pe care i-am mâncat vreodată. Nu este rețeta mea, am găsit-o și eu pe Facebook. Vreau să menționez chestia asta, că apoi cine știe ce începe să se ia lumea de mine, să zică că eu, vai Doamne, mă dau mare cu o rețetă care nu este a mea. Este foarte, foarte bună și chiar vă recomand să o încercați dacă n-ați făcut-o. Deci atât de bună este această rețetă că cred că dacă aș mânca în fiecare zi, bine, probabil la un moment dat te saturi, dar dacă mi-ai dat câteva zile la rând acești cartofi să-i mănânc, cred că aș mânca și de două ori pe zi. Sunt nemaipomeniți de buni. Și ei sunt foarte buni și până să pui mozzarella sau parmezan. Și sunt convinsă că și dacă nu pui parmezan și pui doar mozzarella, ies foarte buni. Toată combinația aia de sare, piper, boia dulce, usturoi, unt, ulei, tot acolo e două combinație și un gust atât de bun. Și când mai pui și pătrunjelul ăla verde și dacă mai pui și mozzarella, în cazul meu am pus și parmezan, dar deci iese nemaipomenit de bun. Îmi plac la nebunie și chiar trebuie să-mi cumpăr cartofi noi pentru că nu mai am, sau terminam, mai am câțiva cartofi vechi și chiar vreau să mai fac zilele acestea din nou. Nu am mozzarella, trebuie să-mi cumpăr și mozzarella, dar au ieșit nemaipomenit de bun. Foarte, foarte bun. Acum o să strâng vasele, mă apuc să spăl tot ce e aici și să las curățenie. Deja este 3 fără 7 minute și eu trebuie să mă apuc să fac prăjitura cu căpșuni și am de filmat și un video cu o colaborare și trebuie să reușesc să-mi fac timp de toate și plus că pe seară trebuie să mai gătesc peștele acelea să fac plachie. Am venit să-mi fac și eu părul. Ondulat, să zicem, bine, dar nu chiar cine știe ce, nu o să stau să fac cine știe ce, câte bărți, să fac șuviță cu șuviță,
mai subțire sau ceva de genul. Vreau să fac, cred că vreo 3-4 pe o parte și vreo 3-4 pe o parte. Ceva de genul, să fie niște bucle mai, nu știu, largi, așa să zicem. Nu stau să-l fac să dureze mult, pentru că, sincer să fiu, sunt pe grabă. Este 3:30 și eu am atâta treabă, dacă mă credeți, și nu știu cum o să reușesc să fac. Și nu că vreau să mă dau eu acum mare, că mamă, ce importantă sunt și câtă treabă am eu, dar am destul de multă treabă. Noi femeile, în general, avem foarte multă treabă. Parcă simt că nu se mai termină, sincer. Da, Marc vrea să iasă afară. Eu trebuie să fac și prăjitură, trebuie să fac și peșterile când se dezgheață, trebuie să filmez și video cu acea colaborare, trebuie să mă și epile, trebuie să-i fac și baie lui Marc și o grămadă de treabă am. Și nu știu cum o să reușesc. Dacă nu aș fi ieșit afară cu Marc, cu siguranță aș... Mai ai ieșit sau nu ai ieșit? Aici sus parcă e și mai fain, dar aici în partea asta de jos nu. Părul meu e puțin mai ieși umed. Da, sunt sigură că nu o să-mi iasă buclele, pentru că sunt pe grabă, sunt stresată și nu... Nu cred. Nu cred că o să-mi iasă, dar... Vedem ce iese. Bine, oricum nici n-are cum să iasă când faci niște bucle atât de groase, să ai pretenții la cine știe ce păr. Dar am zis, hai să mai fac și niște bucle, un păr creț ondulat. Un păr creț nu se poate numi, un păr ondulat. Nu l-am mai avut de mult timp, tot drept, l-am avut tot drept și am zis, hai să mai fac. Da. Am și o muscă. Aici, e pe geam. Atât de frumos este cerul senin. Cred că astăzi am văzut o dată sau de două ori, să zicem, cât e un nor, așa, la distanță. În rest, cerul a fost așa de senin și de frumos. Hai, că asta a ieșit cât de cât ok. Câte aș mai avea pe partea asta? Hai să mai facem încă 3, cred că mai fac. Am pieptănat părul dinainte. Știu că părul meu arată, zici că e nepieptănat, pentru că așa mi este firul, așa mi e părul, așa arată el, de aia trebuie să-l fac de fiecare dată, să-l aranjez și să-i dau o formă, să-i fac, pentru că nu-mi place să-l las așa, deci ori trebuie să-i fac niște bucle, ori trebuie să-l întind cu placa, ori dacă nu să-l prind împletit sau într-un coc, dar altfel să-l las așa, nu-mi place, vă spun sincer. Deci mi se pare, când mă uit așa la el, mi se pare neîngrijit, mi se pare că e, uite, e ciufulit, așa e, chiar nu-mi place absolut deloc. Înainte îl mai lăsam că nu aveam timp să-l fac, vă spun sincer, cel puțin cât a fost Marc și Sally bebeluș, m-a axat mult pe ei, pe treburile casnice, dar acum cum au mai crescut, aici cred că ar fi mers să mai bag. Cred că până la urmă fac undeva la vreo 6 șuvițe pe fiecare parte. Până acum am făcut parcă 3. Deci mai fac pe asta și mai fac încă 2. Și după aia mai fac 6 pe partea asta, la altă, și mă ridic, pentru că nu am timp să filmez acea colaborare. De asta am și zis că vin să-mi fac părul. După ce îmi fac părul, mă amplasez aici, filmez, după care plec. Dar Marc nu are răbdare. Și nu știu cum să fac și cum să procedez să fie totul bine. Eu îl înțeleg și pe el, își dorește să iasă afară, să vadă cu copiii, e și normal, este vremea frumoasă. Să-l țin în casă e greu. Dacă aș fi avut cu cine să-l trimit afară, era perfect. Dar și Bogdan are treabă, nici el nu poate. Așa că trebuie să-mi amân eu treburile, care pentru mine sunt și acelea niște treburi importante, nu? Să filmez colaborarea, să fac acea prăjitură de căpșuni și să o filmez și pe aia, să fac mâncare, la fel este o treabă importantă, să am grijă și de mine, să mă epilez, la fel este o treabă și aia importantă, deci tot ceea ce am de făcut sunt niște treburi importante. Nu sunt niște bazaconii să zice, lasă că le fac eu sau... Deci pentru mine toate sunt importante. Uite că am scăpat șuvița asta și...
N-am mai avut cum să oprim coțiile aici de vârf și mi-a alunecat. Da. Asta este. Apropo, Selena s-a discutat la ședință, se va face la începutul lunii iunie o excursie în Târgu Mureș și se va plăti 60 de lei de copil. A găsit un autocar de 60 de locuri și 60 de lei vine de copil. Mi se pare că va mai merge cu încă o clasă din școală, nu știu sigur. Și... uite, fac un pic mai părul. Deschizi pachetul ăla? O să deschid pachetul ăla, doar că dacă tu ai răbdare, dacă tu mă lași și îl deschid, nu vorbesc singur. Eu am crezut că el a intrat aici, dar el a plecat. Și se va da 60 de lei de copil. I-am pregătit deja bănuții să-i ducă la școală mâine, ca să-i dea. Și trebuie să ajung și la grădiniță să plătesc 36 de lei pe acele 3 zile în care a fost Marc. N-am reușit să ajung, să văd acum dacă reușesc când ies afară cu Marc, să văd că și acolo e un program tare ciudat. Nu știu cum e pe la voi, prin orașe, prin localități, prin sate, prin pe unde stați, pe la voi, pe la grădiniță, dar la noi e un program foarte ciudat, foarte ciudat, cum și la asociație. De multe ori aș vrea să-mi plătesc factura online, dar nu se poate din cauza că noi suntem, a zis că sunt foarte multe, nu știu cum a zis, sunt foarte multe asociații sau sunt foarte multe, nu, cred că sunt foarte mulți proprietari, nu mai știu cum a zis, și a zis că nu se poate plăti online. Și chestia asta e destul de ciudată pentru mine, pentru că eu nu pot să ajung de fiecare dată când au ei program. Ei au program doar de două ori pe săptămână, marțea și vinerea. Și sunt dăți în care noi suntem plecați când ei au program. Și de cele mai multe ori sunt, poate plecat în oraș sau ce știu eu pe unde, nu sunt aici în cartier și nu pot ajunge. Și atunci, clar, nu pot ajunge la timp și trebuie să plătesc când ajung și e cam ciudat. Așa și la grădiniță, are un program atât de ciudat, trebuie să mă uit că am făcut poză și să mă uit să văd dacă au program acum să mă duc să plătesc, că nu vreau să mă fac de rușine să zic, uite și asta pentru 36 de lei nu vine să plătească. Dar aici nu este vorba neapărat întotdeauna de bani, este vorba de timp. Cel puțin în cazul meu acum este vorba de timp, că au fost alte dăți în care a fost vorba de bani. Nu am avut bani să-mi plătesc factura la întreținere, atunci am avut peste câteva zile sau dau un exemplu. Asta e altceva, dar... sunt dăți în care este vorba de timp. Ei au programul foarte ciudat. Uite aici, mie nu-mi place cum a ieșit. Ei au programul... adevărul e că le-am făcut de prea jos. Și cred că arată ciudat. Să văd cum arată la urmă. Au programul atât de ciudat încât foarte mulți oameni se plâng de chestia asta. Ar trebui să facă un program de dimineață. Asta ar fi, nu știu, sfatul meu. Și unul după amiază. Să zicem că marțea de dimineață și vinerea de după amiază sau invers, ca să poată veni și omul ăla care poate e schimbul 2. Sau poate sunt oameni care lucrează doar schimbul 2 și atunci nu are cum să ajungă la asociație să-și plătească factura. Sau să lași să se poată plăti online, fie că la grădiniță, fie că la asociație. Dar, da. Ne dăm și noi cu părerea, nu? Cel puțin eu în cazul meu acum dau cu părerea să nu adorm. Ia să vedem, partea asta de păr, nu știu că n-ai fi luat-o eu prea... Nici nu mi-am așezat părul aici, uite cum se vede. Ce se aude, frate? Bine, că cred că o să-l iau și să-l dau așa. Dar, mamă, cât este ceasul? 3:37. Hai să ne grăbim, că trece timpul și... Nu mai reușesc să fac nimic astăzi dacă stau să mă lălăiesc aici cu părul. De dat cu ruj m-am dat mai înainte. Deci buzele le-am făcute, fața este făcută, așa că o să-mi dau cu puțin fixativ în păr să-mi țină buclele pentru că mă oftic tare să văd că le fac și nu țin. Și sau ori cu puțină spumă, deși în momentul în care le dau cu spumă am observat că mi se lasă. Și apropo, am încercat acel truc. La mine nu funcționează, vă spun sincer. Acel truc în care te dai cu spumă înainte de a-ți face părul cu ondulatorul sau cu placa sau ce știu cum vrei să-l faci și apoi îți rămâne părul wow și rezistă și la mine nu. Deci în cazul meu s-au lăsat, buclele nu ies,
Și da, am lăsat o baltă. Așa că îmi voi face părul cum îl fac acum. După aceea mă duc, îmi dau, câteodată mai dau și cu ulei. Ce ești, m-am încurcat. Îl dau cu puțin ulei, îl întind. Depinde cum vreau să am buclele. Bucle mai legere sau cum le am acum, de exemplu, și cu fixativ. Deci trebuie să dau cu fixativ neapărat, pentru că altfel nu-mi țin, mi se lasă. Și mă oftic să văd că stau aici în fața oglinzii și să văd că îmi fac părul și nu rezistă. Nu știu, voi nu pățiți la fel? Uite, de exemplu, când mă dau cu... când îmi întind părul, nu mă dau cu nimic după. Nu mă dau cu fixativ, nu mă dau cu absolut nimic, dar îmi ține. În afară de faptul dacă îl prind în coadă sau dacă îl plin cu un cleștișor, atunci clar, își strică forma. Dar în mare parte îmi ține părul la drept. Înainte de a-mi face părul cu placa, bineînțeles că îl dau cu soluție pentru protecție termică, cu ulei, cu ce mai dau eu, parfum, că am stilul să dau părul cu parfum. La mine dacă nu-mi dau părul cu parfum, este o problemă mare. Deci eu trebuie să mă dau cu parfum pe păr în fiecare zi. După ce fac baie, trebuie să mă dau cu tot felul de chestii pe păr, să am să miroasă mie părul bine. Și într-adevăr, miroase frumos. Nimic de zis. În momentul în care flutur părul pe lângă nas, miroase wow. În momentul în care le țin coadă și îl desfaci, miroase wow. Ce încerc eu așa să evit este zona scalpului. Acolo nu îl dau la rădăcină cu parfum niciodată. Sau dacă l-am mai dat, să zicem, aproape de final, deși asta a fost mai rar, înainte să mă spăl. Că mă gândeam să nu mi se îngrașe sau mă gândeam să nu mi se provoace mătreață. Dar asta a fost în trecut. Dar acum de multe ori dau doar așa, în lungime și am o boală, deci v-am zis, eu trebuie să mă dau cu parfum pe păr. În afară de faptul că trebuie să mă dau și la gât și la încheieturi și vara mă dau și la încheieturile de la, la genunchi și acolo mă dau cu parfum. Îmi place la bunie să miros frumos. Am așa o problemă și cu deodorant, vin în casă, dacă mi se pare că miros a transpirație, jos tricou, spală sub brațul, dă-te din nou cu deodorant, deci am așa niște chestii, niște fixuri, picioarele la fel, dacă am transpirat că am fost la parc și dau de nisip din aia, trebuie să mă bag să-mi spăl picioarele, câteodată cred că chestiile astea sunt destul de, nu știu, hai să nu le numim anormale, dar câteodată sunt, cred că destul de ciudate, să zicem așa, dar nu sunt nicio persoană, ca să zici, nu știu, să nu mă adaptez. Deci mă adaptez bine, mă adaptez orice. Și de exemplu, dacă mă duc la țară și mă spăl la lighean, deși nu-mi place, mă adaptez, mă spăl la lighean. Bineînțeles că îmi place să am confort și să am condiții, să am un duș sau o cadă, deși mie nu-mi place să fac baie în cadă. Cred că în 32 de ani, dacă am făcut baie în cadă de 10 ori, e bine. Nu-mi place, mai urăsc să mă bag în cadă. Eu și când merg la mare sau când merg la piscină, mă duc, mă bălăcesc, mă răcoresc, să zicem așa, după care plec și stau pe șezlong, pe prosop, pe ce stau, că nu de fiecare dată când mergeam la mare, ne luăm șezlong. Mai stăm și pe nisip. Și cel puțin la mare, la noi, au niște prețuri la șezlonguri de te dă pe spate și să te duci să iei patru șezlonguri. Mi-aduc aminte că sora mea a fost anul trecut la Marea Neagră și mi-a zis că era un șezlong 50 de lei în luna lui august, ceea ce mi s-a părut wow, deci să mă... Și la ei au simțit, care sunt doi oameni, doi adulți, și au simțit câte 100 de lei pe zi. Da, păi la noi să mergi patru, că ai până la urmă să zici, măi, mi-au doar două și stăm, dar stai destul de înghesuit pentru că copilașii au crescut mari, nu mai stai tu ca să zici, mamă, ce confortabil. Dar până la urmă te adaptezi și zici, iau și două șezlonguri ca să... să stăm cât de cât bine și să... Nu am o problemă să stau, că de obicei e enervant că ți se lipește, cel puțin la mare la noi, în Grecia n-am pățit niciodată sau pe unde am mai fost, la noi se lipește nisipul ăla cu scoici, foarte ciudat nisipul de la Marea Neagră și mă enervează și nu vreau să credeți acum că mă cred mare și mă dau mare și mă cred nu știu ce, că vai Doamne, ca și cum ai ajuns și tu în Grecia și ai dat de bine. Păi chiar am ajuns în Grecia și am dat de bine în comparație cu condițiile de la noi din România, cu nisipul, cu apa, cu totul, chiar am dat de bine și chiar văd o diferență foarte mare, cum era și în Cipru când am lucrat și mergeam la plajă. În momentul în care îți luai și slongul, îți dădea saltea de la ei, nu trebuia să o plătești și îți dădea un lighenaș așa micuț pătrat în care să-ți clătești picioarele înainte să te pui pe acel șezlong. Și un șezlong era 2 euro și ceva, 3 euro la vremea aceea. Acum mă gândesc că a ajuns la vreo 5-7 euro.
Dar în Grecia, de exemplu, dacă te duci, acum probabil diferă de la plajă la plajă, de la stațiune la stațiune, acolo faci comandă de, uite pe partea asta ce bucle frumoase mi-au ieșit, ziceți și voi de nu, și pe partea asta nu. Dar na, asta este. Hai că mai fac aici două, cred. Și acolo te iei și te duci și nu e locuri, plătești 10 euro două șezlonguri și primești și ceva din partea lor de băut, iar în alte locuri nu plătești șezlongul și te pune să faci consumație, dar nu știu dacă ți impune, noi unde am fost, nu ne-a impus să ne facem o anumită consumație, făceam în jur de vreo 10-15 euro, depinde ce ne luam, am făcut și de 20 de euro când am mai luat salată de fructe și smoothie și ce am mai luat, dar probabil ar fi și anumite locuri unde te pune să faci consumație de o anumită sumă sau plătești șezlongul și nu ți oferă nimic. Acum nu știu cum este, dar eu mă adaptez, mă duc și stau, dacă am cel puțin o umbrelă și să am un scaun de-a meu sau până la urmă stau și pe jos, dar dacă am umbrelă să am umbră deasupra capului, nu mai este nicio problemă, totul este bine și chiar n-am treabă. Și cum am mai zis, mă adaptez repede, deci dacă merg la țară și trebuie să stau câteva zile, clar trebuie să mă spăl la lighean, este puțin mai nasol, dar mă adaptez, nu sunt genul ăla să zici, vai, nu vreau să mă duc la toaletă din aia cum e la țară, făcută din scânduri, din lemn, din ce e. Și la aia mă duc, nu am treabă, mai ales că la țară am crescut. Vacanțele în copilărie, acolo le-am petrecut. Și nu am nicio problemă, deci chiar... Dar am eu chestiile astea ale mele, nu știu. Probabil sunt niște ticuri ale mele pe care trebuie să le am. Să le fac, să le îndeplinesc, că altfel nu e bine. În capul meu nu e bine. Și acum mă oftic că partea asta la care lucrez acum a ieșit wow. Uitați-vă și voi. Și partea asta, nu! Și mă enervează. Și tot primesc mesaje pe WhatsApp de la Marc din... de la grădiniță. De aceea, dacă auziți, nu știu dacă se aude sau se aude în cască, nici n-am băgat de seamă, dar dacă auziți, să știți de unde sună. Hai că mai fac bucla asta și gata, nu mai stau. Cum aici a ieșit, o să bag așa mâna și prin astea să le desfac. Pardon, cât de cât. Și așa le las, mă duc, le dau probabil cu puțin ulei, cu fixativ și gata. Este și 45, 3:45, am o grămadă de notificări din nou pe telefon, o grămadă de mesaje și trebuie să le răspund la toate, dar probabil că merg în parc, dacă voi merge în parc, mă pun pe bancă, asta în cazul în care îmi permite Marc, și atunci voi sta liniștită și voi răspunde. Sunt dăți în care vă răspund la mesaje vocale, sunt dăți în care vă răspund prin scris, dar de răspuns tot vă răspund. Au. Gata. Hai să vedem ce reușim să-i facem. O să scoatem undulatorul, lăsăm aici, scoatem din priză. Și... Mamă, ce ciudat mi se pare, parcă mă văd așa ca o păpușă, parcă îmi și place, dar în același timp nici nu-mi place, nu știu. Și mi se pare că parcă zici că merg așa la un eveniment, dar l-am mai avut de mult părul așa, dar mă duc acum să-l aranjez, să-l facem bine. Și ne auzim mai încolo, dragilor! Am venit și noi la parc și acum este atât de plăcut. Bine, acum nu știu că este plăcut că mi-am luat eu geacă de piele pe mine și m-am îmbrăcat mai bine. Dar oricum e chiar, chiar fain afară. Călduț, văd că nu mai bate atât de tare vântul ăsta așa rece. Adică bate vântul tare, dar nu rece. E chiar, chiar bine. Și Marc se joacă, s-a întâlnit cu o grămadă de copii de la grădiniță și de pe aici, din cartier. S-a dezghețat peștele, iar acum mă voi apuca să-l curăț de mațe, de tot, după care îl spăl bine, bine și o parte îl voi băga la cuptor, iar o parte îl voi prăji, cred, o să-l dau prin mălai, pentru că nu știu dacă o să mănânce copiii cel de la cuptor. Vedem ce ne iese.
Dragilor, am spălat peștele bine, l-am curățat înainte de mațe, de tot, l-am luat și l-am spălat bine, 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 bine. Și mă tot gândeam dacă să fac plachie de pește sau să fac pește prăjit prin, să dau prin mălai. Și am zis, măi, cu plachia nu știu dacă o să o dau, așa să zicem, copiii pe spate, pentru că nu prea știu eu așa să se împace ei bine tare cu peștele la cuptor. Și am zis că îi voi face pe aceștia, îi voi da prin mălai și făină și apoi îi voi prăji cu mămăligă și cu mușdei de usturoi. Iar mâine sau poimâine, vreau să merg la Penny să mai cumpăr o pungă sau două de peștișor și să fac o plachie din aia la cuptor, că chiar îmi este poftă și aș vrea să fac, încă nu, aș vrea să fac să văd cum ies, că arăta tare bine și am văzut că sunt multe rețete cu plachie din pește din ăsta, baby herring. Nu, aici am pregătit făină cu mălai, le-am amestecat. Voi da peștele prin această făină și peștele, după ce l-am spălat, l-am scurs bine de apă și am pus sare peste el, l-am amestecat bine, bine cu mână și să vedem ce iese, sunt tare curioasă. Am pus peștișorii la prăjit, imediat fierbe și apa pentru mămăligă, mă apuc să fac mușdeiul de usturoi și pentru mâine am scos la dezghețat niște aripioare din alea micuțe secționate să fac cu cartofi prăjiți o masă. Trebuie să mai mă gândesc la o altă masă. Am terminat și toți peștii de prăjit, imediat o să iau și mămăliga de pe foc. O să o răstorn imediat că aproape este gata. Am făcut și mușdeiul de usturoi, l-am pus acolo pe masă, i-am dat lui Marc să mănânce pește, zic că nu-i place și că să-i dau eu. Dragilor, eu am să închei acest filmuleț, încă o zi în care nu am reușit și nu reușesc să fac acea prăjitură de căpșuni. Sper ca mâine să reușesc, deja este 8:25 și chiar nu mai am când să fac prăjitura, nu mai am când. Acum este târziu să mă apuc să fac prăjitura. Chiar dacă aș filma-o, chiar dacă nu aș filma-o, deja este târziu, este 8:25 și nu are niciun rost să mă apuc. Așa că voi face mâine și sper să reușesc să o și filmez. Da, o să reușesc, trebuie să reușesc, pentru că deja mi-ați scris că vreți să vedeți prăjitura cu căpșuni. V-am pupat cu mare drag, să aveți grijă de voi și ne vedem în vlogul următor. Pa, pa!